Salutare! Azi o să vă prezint un portofoliu echilibrat de altcoins pe care îl încadrați într-un buget de $1,000. Eu sunt Dan, sunt antreprenor de aproape 20 de ani, dețin și sunt implicat în activitatea mai multor companii ce activează în zona de advertising, new media și de asemenea sunt investitor pe bursa de capital și bineînțeles în cripto. Zilele acestea Bitcoin a ajuns la o valoare aproape de maximum istoric. O mare parte din altcoins ce au valoarea sub $1 au crescut de minim 10 ori în doar câteva zile. Dacă le ai în portofoliu, cu siguranță ești fericit că ai investit în ele, cum am făcut și noi. Oportunități de creștere a bugetului investit apar aproape în fiecare zi. Trăim vremuri istorice în domeniul cripto și cred că este o greșeală să stai departe de acestea. Să ai o creștere de 30 sau 100x în câteva zile este de neconceput în lumea tradițională a investițiilor, de aceea cripto este sfântul graal în aceste momente. Înainte să intrăm în detalii, mai am o scurtă paranteză. Dacă rămâi cu mine până la finalul acestui clip, am pregătit un bonus, care sigur îți va plăcea. Îți voi prezenta un portofoliu echilibrat de altcoins în care să investești dacă ai $1,000. Iar dacă suma pe care o dorești investită este mai mare de $1,000, o să vorbesc aproape de final cum aș face eu alocarea în baza unui risc acceptabil pentru orice sumă dorești să investești. Să trecem acum la portofoliul nostru de altcoins în valoare de $1,000 cu o potențială mare valoare de creștere. În primul rând, când facem orice portofoliu investițional, trebuie să avem în vedere două elemente principale. 1. Să mărim creșterea pe cât putem de mult. 2. Să reducem riscul de pierdere investind cât se poate de diversificat. De asemenea, mai sunt încă 4 întrebări la care ar fi ideal să ai un răspuns. Acestea nu sunt obligatorii în această etapă, dar o să te ajute mult să clarifici strategia ta pe termen lung. 1. Ce vârstă ai și în câți ani ai vrea să ajungi la bugetul visat? 2. Câți bani vrei să investești? 3. Care este scopul investiției? Și 4. Cât de agresivă dorești să fie strategia investițională? Dacă o să folosim pentru investiție $1,000, ne dorim o creștere minimă de 10 ori, care să meargă dacă se poate în 100 de ori și să investim diversificat, astfel încât dacă unul sau mai multe proiecte nu se concretizează și respectivele monede scad, portofoliul nostru să nu fie afectat atât de mult încât să trecem în pierdere în loc de câștig. Chiar dacă ne place sau nu să credem, o mare parte din proiectele de altcoins de pe piață este posibil să prăbușească și în ceva timp să nu mai valoreze nimic. Ar fi o mare greșeală să avem toți banii investiți într-un astfel de proiect, de aceea propunerea mea este o investiție cât mai diversificată. În acest film nu voi intra în foarte multe detalii despre fiecare monedă, dar mi-am propus ca săptămânile viitoare să fac câte un film despre fiecare proiect în parte, în care să găsiți mai multe detalii. De aceea, vă recomand să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea cripto. Signata sau SATA. Primul proiect pentru portofoliul nostru de $1,000 este Signata SATA. Domeniul de activitate este Cyber Security, iar acest proiect lucrează la o platformă descentralizată în care îți poți lăsa anumite informații personale, exemplu nume, prenume, mail sau număr de telefon, fără ca acestea să fie distribuite către alte firme care să profite de pe urma lor. Și acest proiect se încadrează în acea limită de până în 100 de milioane la market cap, fiind un proiect aflat la început, dar cu un potențial foarte mare. Cardano. Următorul proiect este Cardano. Acesta cred că este foarte cunoscut de aproape toată lumea ce activează în zona cripto. Cardano este o soluție dezvoltată ca o alternativă la Ethereum, au un sistem de contracte inteligente, smart contracts, un sistem rapid de tranzacționare ce permite rularea de aplicații și tranzacții în intermediul blockchain-ului nativ. Ca viteză de tranzacționare financiară, blockchain-ul Cardano este peste sistemele clasice tradiționale ca Visa sau Mastercard. Am văzut un hype destul de mare în ultimile luni, ce a dus la o urcare destul de mare a prețului pe unitate, iar acum o scădere ce face accesibilă intrarea acestei monede în portofoliul nostru. Prețul de tranzacționare acum este foarte mic per unitate și ar fi o intrare bună în acest proiect. Următorul proiect despre care vreau să vorbim este Wayu. Echipa din spatele proiectului dorește să creeze un hub centralizat unde să se poată tranzacționa NFT-uri folosind o interfață foarte prietenoasă și ușor de utilizat de către oricine. Eu cred că este o idee foarte bună pentru că o mare parte din oameni nu știu cum să-mi
tranzacționeze NFT-uri sau pe ce platformă ar fi sigur și la ce preț corect să se facă tranzacția. Tu ai tranzacționat până acum NFT-uri? Dacă da, ce platformă ai folosit? Scrie un comentariu, de-abia aștept să-l citesc. Următorul proiect pe care îl consider interesant este Obortec. Acest proiect se ocupă de supply chain management. În lume, acum, este o mare problemă pe partea de transport și de servicii logistice, iar platforma aceasta vine să rezolve o mare parte din aceste probleme folosind sistemele revoluționale ale tehnologiei cripto. Un concurent pe piața cripto este VeChain, aceștia având o platformă similară cu cea de la Obortec. Fiind la început, acest proiect are un market cap de aproximativ 8 milioane de dolari și deci un foarte mare potențial de creștere. Spre exemplu, VeChain are un market cap de aproape 8,5 miliarde de dolari. Effect Network. Mergem mai departe și vorbim despre Effect Network. Această platformă are ca scop un sistem de selecție a candidaților pentru a lucra într-un proiect diferit pe baza skill-urilor pe care le au și să fie plătiți în moneda de bază FX sau în alte criptomonede. În momentul de față, platforma lor este folosită de aproape 10.000 de oameni. Cei de la Effect Network spun: cu aproape 8 milioane de sarcini finalizate, ne cunoaștem afacerea. Servim cu mândrie mulți clienți din întreaga lume, inclusiv freelanceri, startup-uri inovatoare și mari firme globale dintr-o largă gamă de domenii. Bistro. În continuare vorbim despre Bistro. Acest proiect vrea să aducă accesul DeFi la restaurante și fast food-uri, eliminând astfel monopolul sistemelor actuale de pe piață, cum ar fi Glovo, Uber Eats și multe alte platforme de acest gen. Platforma va avea o utilizare similară cu a celor clasice, dar spre deosebire de acestea va folosi noile tehnologii de blockchain. Fiind la început, acest micuț proiect are o capitalizare de piață de doar 6 milioane de dolari, având o șansă de creștere foarte mare. Următorul este LifePeer, LPT. Conceptul este unul super interesant pentru că vor să se ocupe de redistribuirea lățimii de bandă pe care o are fiecare utilizator. În esență, LifePeer este un sistem descentralizat de video streaming construit pe blockchain-ul de Ethereum. Astăzi, peste 80% din lățimea de bandă utilizată de internet este consumată de video streaming. Pentru companii este foarte scump să facă stream video sau și mai scump să facă live stream, din cauza că înainte de a putea transmite conținutul video, trebuie codat în așa fel încât orice lățime de bandă ar avea utilizatorul să poată vedea cât mai bine informația transmisă. Aici vine LiveSpeed, cu sistemul de blockchain gândit în așa fel să optimizeze sistemul de bandă nealocată de utilizatori către cei care au nevoie de ea. Următorul proiect din lista noastră este Polkstar, acesta fiind o platformă de lansare pentru proiectele ce vor să folosească blockchain-ul oferit de Polkadot. Cu o creștere semnificativă de proiecte și de altcoins, este foarte posibil ca tokenul nativ al platformei să vadă creșteri semnificative în viitor, fiind o platformă din ce în ce mai căutată de dezvoltatori. Această platformă nu este un proiect mic sau aflat la început de drum, ca o mare parte din proiectele prezentate anterior, dar are un potențial foarte mare de creștere de acum înainte. În continuare vorbim despre Binance Coin, BNB. Acesta este tokenul de bază utilizat de Binance Exchange. Acesta are un market cap masiv de aproximativ 8 miliarde de dolari, după cum se vede din ce în ce mai multă lume începe să utilizeze sau să investească în lumea cripto, folosind exchange-urile mari, cum este și Binance, și astfel moneda lor de bază va avea creșteri din ce în ce mai mari. Următorul proiect este Ethereum, care este moneda numărul 2 mondial și bineînțeles este blockchain-ul pe care activează marea majoritate a aplicațiilor ce rulează în zona cripto în acest moment. Are un market cap de aproape 455 de miliarde de dolari, fiind al doilea după regele Bitcoin. Iar la final o să alocăm și o mică sumă a portofoliului pe Bitcoin. Chiar dacă acesta nu este un altcoin, cred că este foarte bine să se regăsească în portofoliul nostru. Iar acum aș vrea să vorbim puțin despre alocarea monedelor în portofoliu. Ethereum va avea o alocare în portofoliu de 5%, riscul pe termen lung este mic, target price-ul în 10 ani este de 23.000 de USD per unitate, iar creșterea estimată ar fi de 505%. Bitcoin. Alocarea în portofoliu de 5%, riscul pe termen lung este mic, target price în 10 ani 250.000 de USD per unitate, creșterea estimată 285%. Binance Coin. Alocare în portofoliu 5%, risc pe termen lung mic, target price în 10 ani 7.000 de dolari per unitate, creșterea estimată 1345%. Cardano.
alocare în portofoliu 5%, risc pe termen lung mediu, target price 15 USD per unitate, creștere estimată 615%, weigh-ul, alocare în portofoliu 25%, risc pe termen lung mare, target price 0,5 USD per unitate, creștere estimată 525%, Obortec, alocare în portofoliu 10%, risc pe termen lung foarte mare, target price în 10 ani 3 USD per unitate, creștere estimată 3650%, Bistro, alocare în portofoliu 10%, risc pe termen lung foarte mare, target price în 10 ani 2,5 USD per unitate, creștere estimată 6478%, efect network, alocare în portofoliu 10%, risc pe termen lung foarte mare, target price în 10 ani 3 USD per unitate, creștere estimată 7400%, Siniata, alocare în portofoliu 10%, risc pe termen lung foarte mare, target price în 10 ani 10 USD per unitate, creștere estimată 2930%. LifePeer, alocare în portofoliu 5%, risc pe termen lung mare, target price în 10 ani 85 de USD, creștere estimată 184%. Bulk Starter, alocare în portofoliu 5%, risc pe termen lung mare, target price în 10 ani 75 USD per unitate, creștere estimată 2628%. Dacă proiectele cu risc mare vor eșua, vom avea totuși 4 intrări, din care 3 pe risc mic și una pe risc mediu, care au șanse foarte mari de reușită. Creșterile preconizate aici nu sunt foarte mari pentru că, să nu uităm, bugetul nostru inițial este de doar $1000. Odată cu trecerea timpului, dacă o mare parte din proiectele cu risc mare sau foarte mare stagnează, se poate renunța la acestea și se va aloca bugetul către proiectele cu grad de siguranță crescut. Iar ultimul proiect care trebuie menționat este bineînțeles Polkadot. O mare noutate pe care a adus-o Polkadot este sistemul de parachain auctions. Acesta va permite o nouă alocare pe sloturi pentru diverse proiecte de blockchain ce doresc să se dezvolte pe layerul principal al blockchain-ului oferit de Polkadot. Astfel, creșterea ecosistemului va fi accelerată dezvoltându-se din ce în ce mai multe sisteme de blockchain, precum și aplicații care să ruleze aducând valoare utilizatorilor finali. Misiunea și promisiunea Polkadot este o rețea de sisteme blockchain și nu doar un sistem master, iar pentru această primă etapă, ținta lor este de 1000 de sisteme parachains ce vor rula simultan. Câteva proiecte au fost deja validate în etapa de testare și din care vreau să menționez Karura, platforma DeFi on Kushama, precum și Moon River Network, platforma ce permite dezvoltarea de contracte Ethereum în sistemul Kushama. Momentan, nu este trecut în portofoliul nostru de $1000 Polkadot, dar cu siguranță este un proiect ce merită urmărit cu atenție în viitor. Dacă sunteți încă alături de mine la final, vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să urmăriți acest clip și vă doresc o zi minunată!